suntem la o expoziție itinerantă intitulată într-un mod sugestiv Absențe încercuite. Expoziție în care, iată, arăți o parte mică, să spunem, din creația ta, dar în principiu o parte de actualitate, în care folosești și lemnul și bronzul, o combinație din aceasta extraordinară, așa cum spuneam la un moment dat, ai o chestiune de structura ca spectacol. Puțină lume nu poate să nu reclameze atunci când văd lucrurile tale, wow, arată bine, e monumental, chiar dacă monumentalitatea nu se neapărat în mărime, o piesă poate să fie monumentală chiar dacă e un bronz de mici dimensiuni. Spune-ne, cum ai început această... E un proiect de acum 10 ani. Până 20 de ani am lucrat în sculptură solid și am luat din solid. Și de 10 ani lucrez pe aceste absențe încercuite, care eu le numesc în conjurul golului, în care privirea celor care privește în acest gol este plină în privirea lui. E puțin utopic titlul, dar e un haiku sculptural. Are, într-adevăr, puțină filozofie, dar golul nu e gol, e plin. E mereu și când te duci în gol, privești ceva. Dar e o simbioză interesantă și mai puțin văzută la artiști, ca lucrarea să se desăvârșească prin privirea vizitatorului. Deci asta e cum am încercat să fac și un muzeu de artă comparată, în care fiecare vizitator își face muzeul cum vrea el, prin privirea lui. Oarecum are o legătură aici în absențele încercuite în care vizitatorul e adevărat că își poate privi propriul eu pe altcineva, poate să-și locuiască această delimitare cu spiritul lui. Pleacă de fapt la ideea staurului de opoi și arhetip în care lumea era îngrădită în perioada de dinainte. Este ieșirea din absență în care poarta se deschide ușor și atunci oile pleacă în lume. Cam acolo e baza. Deci până la urmă și la temele, la această temă absență încercuită, așa cum publicul și specialiștii deja te-au consacrat și te cunosc, totuși e o revigorare a tradiției și a chestiunilor primare, ancestrale. Orice artist trebuie să aibă o fundație ca și o casă. Dacă nu ai identitate, nu ai spirit și să-l duci spre universal, nu atunci, să-l propui în lume, eu cred că e complicat să faci gesturi. Există și mulți artiști care fac gestualism sau care și acolo e o problemă foarte serioasă să am mișcări gesturi. Dar eu merg pe o altă problemă, cam cum era și Brâncuș, care pornea din stâlpul casei, din lumea, spațiului românesc, care a dat universalitatea operelor. Eu pun problema și lucrarea capitală a lui Brâncuș, din punctul meu de vedere, este pasărea văzut, în care acolo există un gol de lumină. Când privești bronzul ăla, există un gol. Este detașarea păsării și se simte văzut. Deci eu am încercat sculptura să o iau de pe socul și să o duc în aer, să încercuiesc o parte de văzduh, care văzduhul ăsta e locuit de nori, de spirit, tot ce vrei. Și așa cum vorbeam mai adineaului, toate lucrurile acestea care nu sunt atârnate, care pur și simplu levitează, care sunt ca niște păsări, care umplu spatul acesta, care până la urmă umplu un gol, așa cum vorbeam mai adineaului cu tine, vorbești și accentuai chestiunea asta de a fi atinse, ca publicul de a atinge lucrarea, ca vizitatorii să se încarce cu o anumită energie. Deci, după ce am încercat văzduhul, golul ăla l-am defragmentat și am făcut niște obiecte de mai bine. Obiectele astea pleacă tot din lumea satului în care greul este lăcuită, patinată de mâna omului, de transpirație. Am încercat, lemnul de alun, să nu-l interpretez tehnic, să-l dau
Berlinul și cu alte chestii. Am lăsat doar finanța obiectului. Este un obiect care este suspendat, care trebuie să-l atingi. Obiectele, la fiecare curbă, are un fel de cotieră a râului și trebuie atins obiectele astea ca să iei binele de pe ea. E tot ce s-a făcut acolo, bine transpus prin astea sunt lucrurile noi. După absență am propus niște verigi, care și verigile astea fac legătura de terestru și cosmic. Sunt de fapt niște sculpturi abstracte în care, să zicem că e verigă, face parte dintr-un lanț, dar ea este o sculptură. Am un proiect care lucrez de 20 de ani, toată lumea am câteva sculpturi din granit, metal, toată lumea, care tot așa, ideatic, aceste verici cândva se vor întâlni și vor forma un lanț al prieteniei. O altă de încercuire a prieteniei între lume. Așadar, iată că avem de a face cu un artist care se află la limita dintre teleu și celest, care lucrează cu lemn, care lucrează cu bronz, care lucrează cu granit, care lucrează cu culoare, deci un artist complex. Cum vezi, dacă ar fi să vorbim și de partea contemporană, cum vezi cultura în secolul 21? Sunt artiști foarte importanți la nivel mondial. Richards, Anish Kapoor, care au problematică, Anish Kapoor de gândă. Ilustruirea obiectului, ea exteriorul și pune pe obiect, sera, iarăși, angoasa trecând prin formele lui din corte. Eu pun la mijloacele care m-am gândit tot timpul, eu n-am posibilitățile lor tehnice și atunci m-am întors la natură. Eu am aici, în expoziția asta, câteva sculpturi care le-am crescut de mici. Deci în pădure am crescut odată cu obiectul, le-am intersectat, le-am vindecat. Și după 30 de ani iau aceste sculpturi și le aduc în spațiu de muzeu, de sală de expoziție. Îi dau o altă creștere. Da, asta mi s-a părut întotdeauna la tine inedit. Faptul că preiei din natură, că nu preiei doar lemnul, până la urmă și metalul tot din natură îl preiei, îl înnobilezi, îi dai un sens, îi dai o altă formă și îl aduci într-un spațiu, să spunem așa cum spuneai, într-un spațiu muzeal, într-un spațiu ambiental, în casa omului, până la urmă, felul cei care și le achiziționează, într-o galerie de artă, într-un muzeu. E un fel de tribut pe care îl întorci naturii. Aduci, iau de acolo, să știți că natura este cea mai mare filozofie, cea mai mare cercetare. Acolo există tot. Vrei să știți să vezi. Creator a fost două flori care fiecare diferite. Este o lume extraordinară a creației, forme, culori, minuții, totul e legat. Eu cer ce pot să fac, să iau, să pun lucrurile contemporan, universal și să dau o idee, să spun acel obiect. Într-adevăr, nu e pentru toată lumea propunerea mea de sculptură, dar nu asta mă interesează să fie aplaudată de toată lumea. Propun un anumit mod de filozofie a sculpturii, a culorii, a materialului. Folosesc candezit, folosesc lemn de alun, folosesc bronz, folosesc culoare. Culoarea în sculptură folosesc în special albastru și alb, adică nu în special albastru și alb. Plecând tot așa de la casele din Transilvania, care toate erau albe sau albastru, și un albastru de cobalt special, albastru lui Yves Klein, altfel de albastru. Acum, chiar dacă nu toată lumea se înțelege, chiar dacă nu toată lumea aplaudă, sperăm ca toată lumea să simtă o energie pozitivă, să simtă leacul acestor lucrări inedite și sperăm ca publicul vizitator să privească într-o altă, într-un alt aceste lucrări și nu doar să-și încânte sufletul, dar și mintea, să-și îmbuneze viața, gândurile, sentimentele și așa mai departe. Este o expoziție care propune libertate. Libertatea privirii, a înțelegerii. E sinerit, iată, încă în pandemie și în lucrurile respective a privirii. Din păcate, lumea s-a întors pe dos. Eu propun o privire în golul ăsta să-l lucru coptire. Mulțumim!